Subteranul României ar fi străbătut de aproximativ 500 de kilometri de tuneluri și catacombe, săpate încă din timpuri străvechi. Numeroase legende s-au păstrat până astăzi despre galeriile săpate în munți sau sub cetăți, cu rol de cale de refugiu a populației din calea cotropitorilor. Însă puțin știu despre orașul secret de sub Focșani, care a ieșit la iveală după cutremurul din 1977. Astăzi vom vorbi despre ce povești fabuloase ascunde acest loc. Înainte să începem, prieteni, dacă sunteți pentru prima oară sau dacă încă nu v-ați abonat la canalul Adevăruri Secrete, este total gratuit, o puteți face apăsând butonul roșu de subscribe sau abonează-te și clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată când lansăm un material nou. Ei bine, să ne întoarcem atenția asupra orașului Focșani, prieteni. Cu mai bine de 200 de ani în urmă, Focșani era un important punct comercial și militar. Din acest motiv, negustorii, care nu vroiau să plătească taxe, bineînțeles, au creat o rețea de tuneluri subterane și nu mai este niciun secret. Astăzi se mai păstrează foarte puțin din istoria acestor catacombe, după ce comuniștii, bineînțeles, au demolat și au construit blocuri în tot orașul. Cutremurul devastator din 4 martie 1977 a provocat distrugeri majore în România, astfel că autoritățile vremii au decis ca mii de clădiri să fie demolate de la zero pentru a fi construite, bineînțeles, altele noi. La Focșani, în județul cunoscut ca și patria cutremurelor din România, au fost descoperite cu această ocazie, care a însemnat și o nouă sistematizare a orașului, foarte multe adăposturi subterane, pe care autoritățile vremii le-au distrus în mare parte pentru a face loc, bineînțeles, blocurilor și clădirilor noi. Muncitorii care au construit orașul Focșani după cutremurul din 1977 au avut parte de o surpriză de proporții. Aceștia au descoperit în timpul construcțiilor noilor blocuri un întreg oraș subteran, cu catacombe lungi de sute și sute de metri. Până să intervină o divizie specială a securității de pe vremea lui Ceaușescu, istoricii au studiat proveniența acestor adăposturi subterane și au ajuns la o concluzie tulburătoare, prieteni. Și anume că în urmă cu mai bine de 200 de ani, aici a existat un adevărat oraș subteran. Focșani era un oraș de graniță împărțit în două. Focșani Moldova, reședința a județului Pudna, și Focșani Muntenia, reședința județului Râmnicu-Sărat. Ambele despărțite, bineînțeles, de râul Milkov, unirea celor două orașe având loc în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Ca oraș de graniță, negustorii de atunci aveau nevoie de o rețea de tuneluri subterane, întinsă unde era marfa păstrată în condiții bune, la răcoare. Dar această rețea avea și un rol bine determinat, servind la contrabanda cu alcool, evitându-se astfel taxa de graniță. Altfel spus, tunelurile îi ajutau pe negustori să-și facă afacerile mai profitabile, să nu mai plătească taxe și să scoată mai mulți bani. Profesorul Horia Dumitrescu, directorul Muzeului Vrancea, afirmă: aici era un oraș eminamente negustoresc, de graniță, cu vama între Focșani moldoveni și Focșani munteni, astfel că aceste tuneluri asigurau condițiile realizării schimburilor clandestine de marfă pentru ocolirea taxelor vamale. Am găsit astfel de tuneluri și în Piața Unirii, pe locurile fostei mănăstiri Sfântul Ioan, pe locul unde se construiește viitoarea catedrală lângă sinagogă și chiar în zona gării, dar ele sunt peste tot. Potrivit lui Horia Dumitrescu, cei mai mulți negustori erau evrei, iar beciurile erau construite cu mare migală, din cărămidă roșie pe diferite niveluri, pentru a-i deruta pe hoți și năvălitori. Practic, se făceau beciuri unul peste altul, în care primul era gol, iar în restul se puneau valorile, la nevoie fiind ascunzătoare și pentru oameni. Un fost primar al orașului Focșani, tânăr inginer constructor, în anii sistematizării, susține că 3/4 din orașul de astăzi este construit pe vechea rețea de tuneluri subterane. Acesta ne-a povestit una dintre experiențele pe care le-a trăit cu ocazia construcției hotelului din centrul orașului. Pe locul unde se află astăzi hotelul Unirea, era un beci imens. A fost nevoie să-l aruncăm în aer cu dinamită, pentru că nu am reușit să-l dărâmăm cu picamărele. Un tunel similar am găsit și când s-a făcut restaurarea restaurantului Zimbru. Din ce știu eu, 3/4 din Focșani este construit pe beciuri. Înainte de a se ridica noi construcții, beciurile au fost umplute cu beton, ne-a spus fostul primar Decebal Bacinski.
De asemenea, în fața fostei biserici domnești au fost descoperite 6 beciuri, fiecare cu lungimea de 12 metri, lățimea de 8 metri și înălțimea de 2,80 metri. Acestea comunicau între ele și cu exteriorul printr-un gang. Tot aici, de sub dughenele care înconjurau biserica, exista un tunel boltit, care ieșea într-un gang asemănător ce mergea până la biserica Sfântul Dumitru, iar de acolo, după cum spune tradiția, pe sub gârla de hotar, până la mănăstirea Sfântul Ioan din Muntenia. Astfel de adăposturi sunt descoperite cu ocazia unor lucrări de construcții chiar în zilele noastre. În urmă cu câțiva ani a fost descoperit un astfel de loc lângă sinagogă, în timp ce se săpa pentru fundația unei case. Proprietarul a fost nevoit ulterior să sape peste 5 metri adâncime și să umple cu beton adăpostul subteran găsit. Întrebarea mea pentru voi, prieteni, este dacă ați face o construcție și ați găsi un astfel de beci, l-ați umple cu ciment? Lasă un mesaj în secțiunea de comentarii a acestui videoclip. Tot într-o zonă centrală din Focșan, prieteni, primăria a fost nevoită să oprească temporar lucrările la o investiție unde se proiectase o parcare tot din pricina unui astfel de beci. Potrivit unor documente de arhivă, cele mai multe asemenea adăposturi se găseau pe strada Brăilei, în număr de 25, și pe strada Marea Unirii, în număr de 24. Însă, prieteni, conform unei corespondențe purtate în anul 1934, între primăria orașului Focșan și cercul de recrutare județeană Pudna, era un număr de aproximativ 280 de beciuri sub orașul Focșani. La arhivele Vrancea s-au păstrat documentele care arată că în 1933, Comisia Superioară de Apărare Pasivă a României a solicitat întocmirea regulamentelor de apărare care prevedeau, printre altele, indicarea obligatorie a numărului, dimensiunilor și locurilor unde sunt amplasate adăposturile subterane. În hârtiile vremii s-au calculat și numărul persoanelor care se vor putea refugia în aceste adăposturi, în cuprinsul orașului Focșan, fiind posibilă protejarea aproximativ 15.000 de locuitori. Asta în condițiile în care la acea dată orașul avea un număr dublu de locuitori. Dacă am putea pune la un loc toate aceste beciuri din Focșani, ar rezulta o încăpere subterană imensă de circa 3 km lungime și aproximativ 1000 de metri lățime, o treime din suprafața actuală a orașului, lucru care ar explica într-o oarecare măsură imaginația bogată a localnicilor cu privire la un oraș subteran secret, un adevărat labirint accesibil doar cunoscătorilor, ne-a spus Florin Dârdală, istoric la Arhivele Naționale Vrancea. Dragi prieteni, bineînțeles că în România, dintr-o posibilă atracție turistică, o zestre subterană care ar fi putut fi conservată, au rămas puține mărturii și câteva documente prăfuite într-un depozit de arhivă. Iar promisiunile din campaniile electorale, bineînțeles, despre descoperirea orașului subteran, nu au depășit acest stadiu. Vreau să vă amintesc pe final, prieteni, că în sensul giratoriu din Focșan, Ceasul Rău și mai multe locuri din oraș s-a surpat pământul apărând gropi ciudate. Un alt lucru de amintit este, prieten, că există misterioase catacombe și sub orașul Galați și Brăila. Mare parte din tunelurile de la Galați au fost construite în perioada 1800-1850, dar există și porțiuni, prieteni, vechi de peste 4 secole, cum ar fi pasajul secret lung de 300 de metri făcut de călugurii ortodoxi care lega două biserici fortificate, Precista și Sfântul Gheorghe. Aceasta din urmă a fost demolată, din păcate, în anul 1960. Acest tunel, care se zvornește că ar fi fost legat de un altul care traversa Dunărea, informație însă nedovedită științific până astăzi, a fost distrus, bineînțeles, cu ocazia modernizării orașului după al doilea război mondial. Însă în zona bisericii Precista, prieteni, încă mai există o serie de rămășițe ale acestuia. Tunelul avea circa 2 metri înălțime și 1,5 metri lățime. Înainte de primul război mondial, Marele Stat Major al Armatei a aprobat și a consolidat extinderea unor galerii subterane de sub orașul Galați, urmând a fi folosite ca adăposturi pentru civili și ca depozite de muniție. Asta a fost pentru astăzi, prieteni. Dacă ți-a plăcut acest material, distribuie-l mai departe, dă-i un share și dă-i un like. De asemenea, abonează-te la canalul Adevăruri Secrete apăsând butonul de subscribe, este total gratuit și nu dăunează nici la ten. Până data viitoare, urmăriți și alte materiale la fel de interesante, bineînțeles, de pe canalul Adevăruri Secrete. Lasă un super chat, lasă un super like, lasă o inimioară de mulțumire, susține-ne în orice fel posibil consideri, iar până data viitoare îți doresc toate cele bune!